Wow! E super tare! Eu am transpirat mult, mult de tot. Mira și-a făcut un prieten deja. Nu discutăm. Încă n-am găsit cărarea. Vai, ce fain aici! Aici e întuneric. 1350 de metri. Bună dimineața din Anatolia! Hello! Lume bună! Și am ajuns aici la orașul acesta minunat pe care vroiam de mult timp să-l vizităm. Am ajuns azi noapte cu autobuzul și eram așa cu gurile căscate pe geamul și eram wow, 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 ce frumos! Astăzi începem în forță pentru că am dormit bine toată noaptea și astăzi o să mergem pe munte, o să facem un traseu de hiking și o să vedem Love Valley, White Valley, Castelul Uchisar și o să ne întoarcem aici în Goreme. Deci practic o să facem un circuit închis cu plecare și întoarcere în același punct. Întoarcere în același punct, exact, la Goreme. Traseul are o lungime de 13 km. 14. Așa. Și cică cam 6 ore a trebuit să-l facem, așa. Da. Așa zic unii. Hai să vedem dacă și noi facem același lucru. Nu uitați să vă downloadați app-ul offline maps.eu și mai e unul Trails sau ceva în genul ăsta. Noi l-am downloadat doar pe Maps pentru că ziceau că indicatoare nu sunt foarte multe și e bine să aveți ceva la îndemână, da. Să nu vă rătăciți și să nu ne rătăcim nici noi pe aici prin peisajul acesta divin, pentru că o să fim tentați să o luăm la stânga, la dreapta, în sus. În sus, în jos, peste tot. Oricum o să lăsăm în descriere coordonatele geografice, punctul de plecare pentru Love Valley din Goreme. Că nu sunt indicatoare. Continuăm traseul prin frumoasa Anatolie. Mai avem circa 900 de metri până la Love Valley. Da, și această zonă este recunoscută și datorită faptului că se cultivă foarte mult vița de vie și fac un vin foarte bun. Sau cel puțin așa am înțeles noi. Există multe crame în zonă pe care le puteți vizita și, bineînțeles, degusta vinul. Noi am luat-o pe o scurtătură, n-am mai mers până la asfalt. Traseul e super ok, mai avem puțin și ajungem la Valea Dragostei. Da, ne-am întâlnit aici cu o fată pe traseu, ne-a făcut două poze. Eu am transpirat mult, mult de tot, dar e super frumos, peisajul arată cam așa. Wow! De bas! Și am venit de acolo. Și chiar aici la intrarea în site-ul Valea Dragostei se află un bar foarte frumos. Mira și-a făcut un prieten deja. Super tare. Puteți să vă răcoriți la o cafea, o apă rece, un suc. Și după ce ne-am răcorit puțin, apa e ruptă din rai aici. E o căldură nebună, o arșiță de numa. Uitați-vă la privirea din spatele nostru. Am ajuns în Valea Dragostei. Aici natura și-a făcut treaba într-un mod interesant. Da, se pare că dragostea, cum o reprezentăm noi prin inimioare și flori și ciocolată sau eu știu, în diverse moduri, ei bine, aici este reprezentată un pic diferit. Da. Și așa au numit această vale Valea Dragostei și au reprezentat-o în acest fel. Ce să zicem, noi doar venim, vizităm, nu discutăm. În fine, până la urmă tot dragoste, nu contează acum. Zona e spectaculoasă, ne place mult de tot. Iuhu! Și recomandăm această vale.
dacă e greu, ce să zic, merită toată ostenirea, pentru că plimbarea pe aici e o minunăție! White Valley și aceste dune frumoase în spatele nostru, par de nisip și ai impresia că dacă le atingi așa cu un deget o să vină tot nisipul spre tine, dar nu chiar așa. De aici nu mai avem mult, cred că vreo 600-700 de metri până la viewpoint, iar acolo o să facem un mic popas. Și acum mergem pe cursul unui pârâiaș. Trebuie să ieșim din Valea Albă să ajungem la viewpoint. Și nu mai știm exact pe unde. Ne-am rătăcit puțin și am zis să mergem pe cursul pârâului. Chiar pe pârâu, pentru că... Dar oricum Maps, nu este. Maps Me spune că mergem bine. Deci mai avem puțin. Wow, peisajul este spectaculos. Și acum, uite, ăla e punctul Belvedere, acolo sus. Acolo sus trebuie să ajungem noi. O incursiune printr-o acest relief nemaipomenit. Wow, ce fain! Super tare. Wow! E îngust așa? E foarte îngust. Să nu vă speriați că e îngust și vă duce nu știu unde, că... De fapt, duce la ieșire. Natura este întotdeauna frumoasă. Încă n-am găsit cărarea care să ne ducă la viewpoint, dar Maps îmi spune să ținem tot în față. E foarte frumos pe aici, de vis. Stânga sau dreapta? Suntem undeva la 1,5 km distanță de castelul Uchisar. Peisajul este fermecător, Valea Albă este superbă. Acolo trebuie să ajungem la nenea ala. Oh, ce bine! Ce am luat un suc de portocale. Alea costa 40 de lire. Un pic cam scump, dar oh, eram un fier bântaț. Cel vedem și cu celălalt.
încercăm să ajungem sus în vârf. Acolo sunt și câteva biserici săpate în rocă. Hai să vedem dacă le mai găsim deschise. Și de aici se pot face ture cu cămilele, puneii sau caii. Și frumosul castel chiar în fața noastră. Cumva o scoate cineva. Și din nou urcăm și iar urcăm. Sper să găsim un loc să cumpărăm apă. Și am găsit și apă aici la un restaurant. Wow. Numai aici am găsit. Cum era? Acest sat e foarte fain, foarte luxos. Am trecut așa pe lângă niște vile care erau foarte frumoase, cu piscină, cu loc afară, frumos amenajat. Și acum urcăm. Da. Spre paste. Astăzi, cel puțin până în momentul de față, ne-am depășit limitele. Am făcut undeva la 9 km pe jos. Traseul nu... super tare. Traseul nu e greu, numai că condiția meteorologică, să zicem așa, îl face foarte greu, pentru că e cald. Da. Altfel am fi făcut mult mai mult kilometri. Wow! Asta da. Wow! Așa să vezi aceste încăperi micuțe și felul în care le-au săpat. Chiar de vis, nu știu, eu rămân fără cuvinte. Uite, aici ai una mare. Cred că înăuntru se află o biserică, sau cel puțin așa pare, de la distanță. Uitați ce impunătoare. Oamenii au trăit aici încă din vremuri străvechi. Aceste stânci au oferit refugiu contra invaziei persane și popoarelor arabe. Ia uite așa aici ce arcade frumoase. Și cum ne-am odihnit 5 minute la această terasă minunată să bem o apă rece, am zis să profităm de lucrul ăsta și să vă povestim câteva lucruri interesante despre acest castel. Castelul Luchisar este de fapt o stâncă înaltă de 60 de metri, cam cât un bloc de 20 de etaje, în care au fost săpate de-a lungul timpului numeroase caverne și care sunt conectate între ele prin tuneluri, scări și pasaje. Așa cum v-am mai spus, este cel mai înalt loc din Capadocia. Imaginați-vă că a fost primul zgârie nord din lume. Da. Chiar așa e. Nu mai poate concura cu zgârie norii de astăzi, dar cândva a fost. În trecut, aceste grote au fost locuințe, depozite, refugii sau puncte de observare. Și noi acum o să mergem chiar în vârf, în vârf, să ne bucurăm de vederea cu Capadocia de la cel mai înalt punct, la 360 de grade. Yeah, yeah, yeah. Și acestea sunt biletele, 50 de lire turcești pentru o persoană. Aici nu avem nevoie de aer condiționat. E așa răcoare odată ce intri. Și aici are a fi un loc foarte interesant, așa. Aici face, o doamnă face
plăcinte. Și acum începem incursiunea printre aceste grote minunate. Imaginați-vă că avem 9.000 de metri pătrați de străbătut. Deci e mare castel. Și numai ce intri într-o grotă, deja temperatura se schimbă, adică super. Deci imaginați-vă că aici se adăpostau oamenii, trăiau oamenii în trecut. Ce interesant să vezi locurile astea de demult. Să fii aici? Să fii aici, exact. Și așa am ajuns la un etaj superior, da? Mie știi ce-mi place foarte mult? Temperatura. Da. E așa răcoare când intri. După toată căldura pe care am primit-o azi în trekkingul nostru, meritam așa o vizită la răcoare. Și acum hai să mergem la locul unde toată lumea își face poze. Ia uitați ce aici. Să aveți grijă. O sală cu o masă. Interesant. Da. O, dar vederea de aici. Ia uitați. Da. Mai avem câteva trepte de urcat. Pentru că în total sunt vreo 275. Și aici o altă grotă, mai măricică, cu un peisaj de vis. Wow. Deci toată excursia asta eu am fost wow. Pentru că totul e atât de superb, atât de magic, așa te simți ca într-un basm, o poveste, o fantezie, nu știu, te simți un om venit așa într-un mediu extraterestru, pentru că totul pare ca de pe lună. Eu cred că am stat prea mult în orașe. Încet, încet. Oamenii și-au construit locuințe în jurul acestui castel și tocmai de aceea castelul era centrul orașului și al vieții sociale. Suntem în vârful castelului Uchisar, aici lângă drapelul Turciei și putem spune că suntem la 1350 de metri deasupra nivelului mării și 95 de metri deasupra nivelului orașului. De aici avem o vedere superbă la 360 de grade cu zona Capadocia. Recomandăm! O, da. Acest castel săpat în rocă s-a format, bineînțeles, în urma erupțiilor vulcanice. Cenușa s-a solidificat, iar după solidificarea acesteia a fost modelată de vânt, ploi și, bineînțeles, factorul uman. Și uitați ce a ieșit! Și ochiul diavolului este semnul protecției pentru oameni în Turcia, dar nu este numai unul, sunt multe și frumoase. Zona aceasta este superbă, aici un leagăn, iar castelul este ceva senzațional. Și zona în sine, nu numai castelul. Ceva terase, unde oamenii se pot relaxa. Super! Și am venit aici la un tasty kebab. Little piece, ok? That's fine. Little. Arată super bine. Eu nu mă așteptam să spargă chestia, mă așteptam să o vărsăm pur și simplu. Ce bine arată.
Sunt curios și ce gust are. Când a spart cutia, a căzut o bucățică înăuntru. Pare că și aici a căzut o bucățică. Thank you so much. Și acum mâncăm un testi kebab aici lângă castel. Să vedem cum ce gust are. Hai să văd. Super. Îmi place mult de tot. Chiar bun. Merită. Și așa ne încheiem seara, pentru că astăzi a fost o zi destul de dificilă din punct de vedere fizic. Cred că am făcut cel mai lung traseu hiking pe care l-am făcut până acum vreodată. Circa cât, cam câți kilometri? Cam 10 kilometri i-am făcut cu siguranță și pentru că am acordat mult mai mult timp vizitării castelului și ne-am întâlnit și cu două persoane drăguțe care le-am întâlnit pe traseu și după aceea... Și după aceea am întâlnit și aici la castel și am stat cam o oră probabil în stradă să de vorbim vorbă. Cu ei. Era un italian cu o japoneză. Deci nu am mai avut timp să vedem și Pigeon Valley. Deci am plecat de la Gorei, am ajuns la Love Valley, după de acolo am ajuns la White Valley și de acolo am ajuns la castel. La castelul Uchisar. Da. Și am zis să încheiem seara așa frumos cu o mâncare tradițională de aici din Capadocia cu un testi kebab, care l-a gustat mai înainte și e felicios. Da, deci îl recomandăm. Așa că hai să avem poftă. Mulțumim pentru susținere și nu uitați să vă abonați la canal.